Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Videoclipul acesta este special pentru că fac tutorial cum să aveți și voi cheat table, cum să faceți cariere frumoase, cum vedeți la mine. Fiți atenți pentru a reuși să finalizați această chestie pas cu pas, o să arăt, așa că fiți atenți și să nu omiteți absolut nimic. Nu uitați, dacă plac genul ăsta de videoclipuri și videoclipuri cu FIFA, să apăsați acolo butonul să facem cât mai multe like-uri, să vă populați cască n-ați deja și clopoțelul să activați. E bine, veți găsi în descriere link-uri pentru diferite chestii, iar primul link va fi cel de Cheat Engine pe care îl avem aici. Este foarte simplu, dați download Cheat Engine, n-aveți nevoie absolut nimic, nu este un virus, deci vă panicați, nu este un virus. Deci să săcați și acum dați efectiv run, îl desărcați, îl instalați de fapt, dați aici OK, mai departe dați next. Aici foarte mare atenție, dați skip all, n-aveți nevoie de absolut nimic decât de Cheat Engine, pentru că ei vă bagă pe gât și alte aplicații. E bine, și după cum vedeți, ni s-a instalat aici, dăm finish și acum probabil o să ne bage în aplicația. Aceasta este aplicația generală. E bine, noi n-avem nevoie doar de Cheat Engine, mai avem nevoie și de următoare chestie, avem nevoie de Live Editor și de Cheat Table, la care aveți acolo link în descriere. Voi va trebui să mergeți la Cheat Table și să descărcați această versiune for everyone. Dați pe link, iar aici o să vă bage pe un link de ce nu acceptați aici toate chestiile. Mergeți mai jos și aveți aici FC24 cât versiunea 24.1.0.9 zip. Aceasta aveți nevoie. Am uitat să vă spun faptul că aveți nevoie și de WinRAR sau WinZip, ce folosiți voi, aveți nevoie neapărat pentru că în fișa aia se deschide el. Trebuie să fie un fișier RAR sau WinZip de care aveți voi. E bine, avem WinRAR aici de scăcat, îi dăm launch, apăsați acolo, instal mai departe. Eu aici bifez și ISO și JAR pentru că nu se știe când apare un fișier și mi-e mai ușor să-l deschidă în WinRAR. Ok, done și cam asta a fost. E bine, după ce s-a descărcat Cheatable-ul, eu v-am sugerat să faceți un fișier. În acest fișier să puneți încă un fișier și încă un fișier și să puneți în felul următor: într-un fișier puneți Cheatable-ul și în al doilea fișier puneți Live Editor și puteți face ceva de genul, ca să știți voi care este, cât și LE. Iar aici să-l diminuiți aparam cum doriți voi, EA FC24 și să puneți aici Cheat Engine, abaram. E bine, noi am descărcat Cheatable, avem nevoie și de Live Editor, așa că o să mergem aici la Live Editor și o să descărcăm această versiune de aici pentru For Everyone de pe 7 februarie. Ulterior se poate updata, deci tot pe linkul ăsta, dacă nu pe linkul ăsta, o să fac eu un videoclip separat sau vă las linkul în comentarii pentru o nouă versiune. Însă aceasta este versiunea de acum, o descărcăm la fel, dăm aici pe această fișier de aici, se descarcă, îl avem și pe aceasta pe launcher, îl punem în acest fișier de aici, LE, iar cum mergem la fiecare, merge la cât, dăm click drag, extract here, se extractează foarte bine tot aici, merge și la LE, dăm extract here la fel, se extractează și aici. E bine, o chestie foarte importantă pentru a vă lăsa să intrați în joc cu Live Editor-ul, primul rând trebuie să faceți chestia asta, trebuie să vă ziceți unde aveți descărcat EFC24, dați click dreapta pe FC24, Properties, apoi dați la Compatibility, iar aici jos aveți aici Run this program as administrator, trebuie să fie pe off. Probabil o să aveți bifată, probabil nu o să aveți, depinde la fiecare, trebuie să aveți pe off ca să vă lase să deschideți Live Editor. Apoi, atenție, intrăm în aplicația EA sau Origin, merge și EA și Origin, iar în aplicația EA sau Origin va trebui să, în cazul EA, la Origin poate să fie puțin diferit, dar vă descurcați că nu e foarte mare diferență, dați peste 3 linuțe și dați Go Offline. Trebuie neapărat atunci când deschideți cu Cheat Engine-ul, cu Cheat Table și cu Live Editor-ul, să fiți pe Go Offline, pentru că puteți să primiți bani în caz că se găsește ceva, nu știu, oricum, mai bine faceți așa pe Go Offline și nu vă riscați. Iar atunci când ești pe Offline, nu ți se salvează, nu poți să intri în Ultimate Team, însă ți se salvează în PC, doar că nu se salvează cloud. După aia, ulterior, când intri fără Offline, adică când ești online, se salvează după aia. Deci este tot ok. Dăm Go Offline, yes, I'm sure, iar după aia lăsăm în pace acest EA, băgăm aici bară și ne ducem și intrăm în LE. Aceasta este launcherul, intrăm, dăm double click, apăsați yes, dați OK mai departe, iar aici lăsați absolut așa cum găsiți aici, dați Run Game. E bine, a băgat în joc, aici o să dă cu tastatura, dăm mai departe pe contul nostru și aici efectiv o să se facă chestia asta în continui, dați Cancel and Play Offline. E bine, așa aici dați voi Manage aici, îi dați New Career, ce vreți să-i dați, Use Current sau Download Latest. O chestie, o să se deschide și chestia asta, apăsați F9 ca să o închideți. E bine, și acum suntem în jocul propriu zis, un joc, practic, să ne jucăm aici, să facem cariera, mergeți pe player career, găsiți tot chestii diferite, însă după ce ați intrat aici și sunteți pregătiți să jucați, mergeți înapoi în acest folder, dați înapoi și mergeți în cât, adică în Cheat Table. Deschideți aici, dați yes, iar o să vă apară ceva de genul, o să mai apară încă o chestie, dar o să dureze puțin să se încarce. E bine, și acum scrie ready to use, adică putem să-l folosim fără nicio problemă, iar mai jos avem foarte, foarte multe variante, foarte multe key tip-uri pe care putem să facem, putem să schimbăm bugetul clubului, după cum vedeți aici pot să schimb, pot
să editezi niște jocuri, player data și poți aici să te duci să schimbi numele, să kit-ul și mai știu eu ce. Antrenamentul, manager, antrenament, create a player, foarte, foarte multe chestii, manager. Și aici e chestia unde, practic, nu poți să te dea afară. Pentru că dacă dai la manager și dai unsectable, tu nu mai poți fi dat afară, adică o să arăt imediat. Suntem în joc, după cum vedeți aici sus, ne arată că avem acolo like și când o să dăm pe team management și intrăm înapoi, vedeți că avem steluța, adică că este perfect. Și ba chiar o să mergem aici la unde era la obiective, o să vedem că avem excel, avem 99 rating, adică nu putem fi dați afară. În schimb, dacă doriți să plecați la echipă, dar să rămâneți cu 99 rating, trebuie să faceți atât de schemă, să faceți la orice jucător la voi în echipă, să negociați contractul, să-i dați 1 clauză de reziliere și să-i dați salariul maxim, adică tot bugetul, și atunci clubul vă va da afară. Iar după aia o să primiți oferte pentru alte club. Aici la Browse Job poți primi oferte de la internațional sau la echipe. Iar aici putem noi să selectăm în ce echipă vrem să mergem, adică ce echipă să ne ia. Și practic așa te muți de la o echipă la alta foarte rapid. Și tu aici la Job Offers, la Club Team și îi pui ID-ul. ID-ul puteți să găsiți ori pe Footbin, eu de acolo îl iau, mi se pare cel mai ușor. Vă duceți la un jucător și vezi aici Club ID că scrie, ID la player, ID Liga, adică vă zice tot. Și la Club ID pur și simplu dați acest număr 10 și îl puneți aici valoarea 10 și atunci când o să fiți dați afară, o să primiți oferte de la acest club. Atenție să vii faci aici. Și cam așa faci să te muți de la o echipă la altă. Poți să vezi orice overall au jucătorii fără să mai îl dați scout. Foarte, foarte multe chestii, foarte, foarte util pentru a face cariere frumoase. Iar apoi, fără nicio problemă, poți să te duci să dai go online și nu mai ai nicio treabă, ai totul salvat, toate alea s-a salvat, când intri normal în carieră o să ai totul, însă atunci când vrei să intri cu Life Editor, să deschizi Cheat Engine-ul, trebuie neapărat să intri go offline, neapărat. E bine, cam asta a fost videoclipul de azi, sper că l-ați găsit util, sper că v-a ajutat și sper că v-a lămurit cu toate chestiile. În caz că nu, v-aș ruga să scrieți în secțiunea de comentarii unde l-ați înțeles, vă explic cu cea mai mare plăcere. Nu uitați acolo să apăsați butonul like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. Mulțumesc pentru atenția acordată, eu am fost Unreal Byte, pa pa!